peste 95%, chiar noi îndrăznim să spunem 98%, când mă refer la noi, la colectivul Corpus Dracula, îndrăznim să spunem că 98% din izvoale scrise în Valahia acestor timpuri, secolului 15, s-au pierdut, din păcate. Așa și este, ce s-au păstrat absolut întâmplător, cele câteva documente interne păstrate de la Vlad Țepeș, și vorba de câteva zeci. Da. Eu cred că câteva zeci erau într-o săptămână, în realitate. Da. Dar dacă nu, cumva într-o zi, două. Sau într-o zi, două. Dar s-au pierdut. Da. Nu avem ce să mai facem. De exemplu, în cazul Munteniei, știu sigur că la 1595, atunci când a fost invazia lui Sinan Pașa, luptele cu Mihai Vodă, cu nu știu ce, când au capturat Târgoviște, au distrus arhiva. Da. Și mai mult decât atât, cu ceva timp înainte de invazia lui Sinan Pașa, a fost un mare incendiu care a distrus curtea domnească de la Târgoviște, inclusiv arhiva. Ba, era să piară și Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Vodă, să zice că a fost scos cu o coadă de lance din foc. Cineva i-a întins o coadă de lance și l-a scos literalmente. Da.